foarte bine astăzi. Și ce vei găti astăzi? Azi voi găti o adaptare de quiche Loren cu pui mediteranean învelit în panceta. O wow. adaptare a unui quiche Loren. Da, adică deci nu... Deci nu e un quiche Loren original, așa? Da, adică nu are aluat și este în formă de brioșe. Aici sunt roșii cherry, lămâie, brânză mozzarella, cașcaval mozzarella, brânză cheddar, parmezan ras, măsline, după aia. Mai ai? Mai ai ingrediente? Smântână lichidă, spanac bebeluș, baby spanac. Și eu aș putea... prințesa așteaptă da, eu și aștept un bebeluș și mă gândeam că aș putea să mă antrenez cu spanacul. Și știai că e din Suceava și are un blog? Ai fost la Suceava? Nu. Dar în București ai fost? Da. Dar în America ai fost? Da. Ce ai făcut în America tu? Am fost de curând și la un curs de gătit în Statele Unite. Am învățat să gătesc, de exemplu, șrimpi, am dressing de salată și multe altele. Adică acolo am gătit chiar multe. Foarte Start gătating. Ok, the eggs, yes. And the knife break the egg. Le bat bine cu telul. Știe să-l folosească, vezi? Așa. Nu... adaug smântâna lichidă. Amestec așa cum ar amestec. De ce? Pentru că amestec mai întâi ingredientele ude, după aia le pun pe cele uscate. Foarte și bine. După aia frunzele. Spune, de ce folosești două tipuri de brânză răzuită? De fapt, chiar trei tipuri. Acesta este pentru pui. Pentru pui. Da. Iar cele două? Cele două, cheddar-ul cu mozzarella dau o combinație foarte gustoasă și mozzarella se întinde mai mult decât cheddar-ul. Spanacul opărești? Nu. Îl pui crud, nu? Da. Uh-huh. Și ai cântărit ingredientele înainte, știi da, exact cât să pui? Da. Sau faci cum nu, zic babele pe la țară, după ochi, maică, după ochi? Nu, le-am cântărit înainte pentru că la anumite preparate în bucătărie trebuie să fii foarte exact. Da? Spune și lui Vizante. Trebuie să fii foarte exact în bucătărie. Exact da? Așa gândeam și eu. Bun. Și puiul este de asemenea rulat? Panceta, da. Aha. Iar ce e panceta? Panceta este un fel de tablă? De, nu, bacon sau șuncă italienească. Aha, uscată. Da. Eu în locul tău m-aș gândi dacă nu cumva e necesar să pornesc cuptorul, să fie cald pentru momentul când o să nu introduc... Nu încă, că mai e, pentru că okay. mai întâi trebuie să pun okay. chișul. Aolo, dar cât durează? 40 de minute. Eu știu că în ungurește chiș înseamnă mic. Sper să nu gătești ceva mic. E destul de mic în comparație cu... Stai puțin, e și mic, durează și 40 de minute. Asta, acesta este un mini quiche Loren. Aron, spune-mi, te rog, ai putea măcar să încerci să faci 3 mini quiche Loren? Da. Ok, yes. Bine, ne-am liniștit. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Good luck. Thank you. Danke schön. Bitte schön. Köszönöm szépen. Nu mai știu. Timpul se scurge. Ți-am pus deja chișul la cuptor și am făcut puiul, deci totul este pregătit la cuptor, dar trebuie să-l mai scot. Te-ai gândit și la un plating mai special? Da. Veniți să gustați?